acasă. Se scoală de dimineață, vinde florile pe piață. Vinde florile pe piață. Hello, ce faceți? Trebuie să vă povestesc o întâmplare foarte, foarte amuzantă de săptămâna trecută. M-a sunat un prieten. Dragule, îmi pare foarte rău. M-a sunat un prieten să zică că i-a cumpărat un buchet de 100 de trandafiri soției și că a ajuns acasă cu ei și i-au murit trandafirii. Că ce soluție să pot să pun la trandafiri? Și colegii mei râd. Ce soluție să poată să pune la trandafir să-și revină trandafirii? Well, nu există niciun fel de soluție. Floriștii n-au vreo magie, vreo praf de stele, vreo ceva. Nu există. Dar, pentru că v-ați abonat la canalul meu de influencer și mi-ați dat like și subscribe și toate cele, ați zis că nu mă prea pricep la asta, dar eu postez în continuare. Așa. O să vă arăt ce să faceți ca să nu mai... luați țeapă. Vedeți trandafirii ăștia doi? Unul alb, unul roșu. Culori, asocierea mea de culoare preferată. Glumesc. Trandafirii ăștia doi, vedeți că se cam aseamănă. Seamănă, dar nu răsare. Ăsta alb, dacă ne uităm la el, e foarte frumos. Dar, vă spun, foarte atenție, mare atenție. Dacă pui mâna pe el aici, la baza bobocului, da? Observ că e cam molișor, că se cam apasă pe el, parcă îți merge degetul înăuntru. Acum nu trebuie să strivim floarea. Dar pune mâna aici frumos și vedem cât de ferm este. Ăsta la... Ăsta are vreo 2 săptămâni minim, așa că mari șanse să ajungeți cu el acasă și să... moare. Ăsta la... Da? Dacă ne uităm un pic atent și apăsăm un pic aici la baza bobocului, să vedem că e mult mai ferm și vedeți că nu se ploștește atât de tare când îl apăs puțin. Ăsta puteți să-l cumpărați cu încredere și o să vedeți că rezistă minim o săptămână la voi acasă. Țineți minte să fie aici puțin tare. Acum, mare grijă să nu zdrobim florile, da? Bine, vă pup și promit să mai revin cu alte soluții de praf de stele ca să reînviem florile. Pa, pa!